Salutare, oameni ai buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom începe o nouă serie cu challenge-uri pe FIFA. Să-i dăm drumul. Am primit 3 challenge-uri pe care le voi face astăzi la head-to-head. Prima oară să îmi dau 5 autogoluri. Bine că s-a încărcat acum pe meciul. Adversar de 131 OVR. Ma, am văzut pe Zidane, right back. Dau direct pe atac. Hai că da. Deci până la urmă a început meciul. Hai să-mi dau 5 autogoluri. Ter Stegen, gol! Super, super! Dembele, pasă bună la Ter Stegen. Dribbling și gol! Ter Stegen! 2-0. Să ne dăm 5 autogoluri. Dacă mai reușim să revenim, ar fi fabulos. Dar mă îndoiesc. Te aștigă în omul meciului cu 5 goluri. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. Patru. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Hai că da, am dat în Gomez. Gata, am turnat prima provocare. Să vedem dacă putem să revenim totuși. Dar mă îndoresc. Am și o leacă de lag. Ascultați-mă. A, cam da și un gol. Dacă aș da două până la pauză, poate mai am șanse. Dacă nu, abandon. Dembele. Bară. Ăla-i mă, o iarză bară. 2-5. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. El cred că joacă botul. E offline. The only way I know, feeling low, about to blow back up. Ai, mă, Dembele, mă, ce-am fost pas asta. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I know. Hai, cum un gol până la pauză. Ar fi grozav. Da, clar, joacă botul. Bă, nu pot să iau mingea. Centrează. Hai, cred. Bă, cum dracu. Ramos. Mai și dau un gol până la pauză dacă e. Ok, e pauză. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away. I just want to be the best, call me great now. Ok, revenim cam pe la finalul meciului, cu ocazii foarte mari. Da, apărat portarul lui. Aaaa, Dembele cu bara, mătii. Da. Bestia Gomez reușește să facă 3-5 la minutul 65. A făcut și o rimă. Uitați ce șut am reușit acum dintr-o prostie, parcă, la colțul lung.
revenim dacă se întâmplă ceva semnificativ. Iar și am avut o ocazie foarte mare. Din nou am lovitură liberă. Hai, corner. Davo Ramos. Ramos, mă, ce-o scos pe Donnarumma pe asta, bă. Eram așa. Ramos, bă, dar ce le prinde Donnarumma? Zici că eu mă păi așa și le prinde cu mâna, ești nebun? Rudiger, Dembele, care e ăsta? Rudiger. Ăsta ai, 5-4. Mă, de minutul 81, nu mai am, că ar fi prea mișto. Am reușit să mai scot un corner, acolo la minutul 90. Și dau lui Dembele, sau lui Rudiger, cine-o fi ăsta? Gol, nu cred! Revenire de la 5-0! Dembele, minutul 88, deci nu vine să cred că am reușit să revin. Ce revenire! Fuuu! Dacă mai bag un gol, deja ar fi prea mișto. Știu că am jucat cu botul, dar totuși. Ah, Savanier. Ac. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Oh, bă, cum te bagi? Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Am dat-o prea tare, nu cred, puteam să întorc tot scorul de la 5-0 la 6-5. Da, e foarte bun și egal, adică a fost 5-0 pentru el. Toate că a fost 5-0. Super. Revenim cu al doilea challenge. Bun, deci al doilea challenge a fost scriu un gol cu portarul, care da, Ter Stegen, și nu știu cum o să reușesc să dau un gol. Dar aș încerca întâi să fac, nu știu, oricum joc aici ca să nu pierd cupe. Da. Și să vedem dacă putem să dăm un gol cu portarul. Ar fi excelent. Da, nu cred. Dacă reușesc vreo fază, revenim. 114. Doamne ajută. Ok, portarul meu a ieșit o leacă și a degajat-o din nebun. Nu știu de ce. Să încercăm totuși să dăm un gol. Ce dracu? Ce-a fost, mă, cu centrarea asta? What the fuck? Hai să ieșim cu Ter Stegen. Hop. Bă, vine Ronaldo. Ronaldo cu Ter Stegen. Mâncai aș gura. Da, cred că challenge-ul ăsta o să fie imposibil. No! Pe lângă lor. Ce ocazie. Asta e corner, mă. Nu știu de ce risc în mine. Cum trebuie să merg cu Ter Stegen. Bă! Offside! LOL, a fost offside, LOL, bă! Deci nu uite, cred că a fost offside. Am scăpat. Hai că mai pot să ies cu portalul dacă e. Mă atacă balotelul ăsta. Bă, dam un canavarul de lui Ter Stegen. Aaaa, mi-am dat autogol, ce prost e-s, în greșeală. Poate ar trebui să spun, adică, challenge împlinit, gol cu portarul, nu? Adică, să fim serioși. Revenim la final de meci. Ok, deci e de aceala de joacă, cu centrări, Balotelli înalt de 3 metri, dă cu capul gol, easy. Ok, de asta urăsc eu foarte mult head-to-head-ul. Dar, da, ce să mai spun. Revenim. La final de meci, într-o bălbăială am reușit eu să dau un gol aici, acum în minutul 74, poate mai reușesc ceva. E minutul 90, am un corner, Doamne ajută! Dăm cu capul gol, Dembele! Revenim și în meciul ăsta, bine mă Dembele mă! Bine mă! Am revenit și în meciul ăsta, nice! Nice! Very nice! Bun, și s-a terminat și acest match. 2-2, mă bucur că am reușit să revin. Și al treilea challenge, a treia provocare, era să cumpăr un jucător de 70-75 over la 500k. Dacă eu n-am 500k, o să le iau la 50k. Orice jucător, 1, 75, pur mei.
O să le iau la 50k, că n-am 50k, că tocmai ce l-am luat pe Ben Yedder înainte de a filma acest episod și da, rip bani. Hai să încerc să iau urmați. Caușonul ăla cu 50k și nu sunt, că dau și la minim. 4-5k. Așa. No, what? Aici nu știu măcar, aici nu știu nimic. Intră pe ăsta la 43k. Ce față are? 46k 47. Ăsta, hai că să luăm portarul ăsta la 49k. Pentru că, da, why not? Și am luat portarul ăsta la 50.000 aproximativ, de 75. Și aici încheiem și acest episod. Nu uitați de like, de subscribe dacă mai vreți episoade. Mă puteți contacta pe Instagram sau pe Facebook, pe Messenger, dacă vreți să fac și provocările voastre. Și pa! I'm alone.